Vă rog în dispoziția sau hotărârea comisiei să mai includeți un punct în care să spuneți că primăriile din toată Republica, unde o să mă duc cu colectarea de semnături, sunt obligate să funcționeze și noaptea și sâmbătă, la fel cum au funcționat în cazul candidatului FD Marian Lup. Dânsul direct deja a prezentat listele și cu semnături și cu ștampile. A primit vineri la amiază listele de subscripție și deja le-a prezentat cu semnături sâmbătă la amiază. Înseamnă că a funcționat și vineri noaptea și sâmbătă dimineață. Vă rog să faceți și pentru mine așa. Vă rog să vorbiți la subiectul care vi s-a oferit cuvântul. Mă consider discriminat, cred că am fost obligat să fac acest grup de inițiativă, l-am făcut, dar deja mi se încalcă drepturile. Clar că alegerile, prin comportamentul Comisiei Electorale Centrale, sunt viciate. Am impresia că deja se fraudează și se folosesc resursele administrative. Vedem că Marian Lupu, candidatul puterii, a adunat în 3 ore, în 4 ore, a adunat 25.000 de semnături din 29 de localități pentru că a primit listele de subscripție la ora 2 vineri după masă și mai erau încă 3 ore de lucru, la ora 5 se închid primăriile, nu e așa? Să admitem că în astea 3 ore ei nu s-au dus la Brecin și nici la Cahul, ci în jurul Chișinăului aici au găsit 29 de localități. Înseamnă că până la ora 5 ei au reușit cu viteză de printer să completeze miile de liste de subscripție, pentru că pe listă de subscripție îmi pare că încap 25-30 de semnături, deci sunt mii de foi acolo de completat, pe care poate să le completeze numai 100 de membri ai grupului de inițiative, că mai mulți n-ai voie, tot prin legea asta aberantă. Ca până la ora 5 primarul să-i primească, sau primărița, să-i primească și să le ștampileze listele de subscripție în ore de lucru în instituția publică primăria. Dacă n-a fost așa, înseamnă că a fost ștampilate noaptea, înseamnă că au fost scrise sâmbăta, pentru că iată, sâmbătă la ora 3, ei spun că au prezentat zeci de mii de semnături și peste 5 zile probabil CEC va valida aceste liste ca să-l înregistreze pe Marian Lupu primul în listă, probabil ca să apară primul în buletin și ca probabil instituțiile media de propagandă să înceapă promovarea lui voalată, cum deja e promovat și alt candidat al puterii, Igor Dodon. Deci cred că alegerile astea sunt compromise, sunt viciate, nu am niciun fel de așteptări de la așa comisie electorală. Sunt dezamăgit. Probabil o să mă apuc de colectat semnături ca să văd comportamentul oamenilor, ca să comunic cu oamenii, ca să le dau șansă celor 30 din grupul de inițiativă să se manifeste, să comunice și ei cu oamenii, să umble prin Republică cu legitimațiile și să comunice cu oamenii. Dar mă gândesc serios la boicotarea acestor alegeri ca fiind compromise. Cumva cei de la Partidul Democrat au declarat că primarii care îi susțin au mobilizat oamenii. Despre ce vorbește lucrul ăsta? Dacă e adevărat că primarii au mobilizat oamenii, înseamnă că ei în timpul lucrului, când ar trebui să lucreze pentru toți cetățenii, de fapt erau în slujba partidului, a clanului mafiot, sau că au lucrat noaptea după serviciu, dar au folosit poziția lor de muncă, ștampila primăriei, au folosit-o tot în interes de partid, în afara orelor de lucru. Și iarăși suntem în situație de flagrantă ilegalitate. Deci, în așa condiții, acest candidat sau trebuie invalidat, scos din cursa electorală, sau se compromite CEC-ul. Să vedem ce o să se întâmple peste 4 zile, pentru că o zi deja a trecut de ieri.